Da. Și mai ales numărul de angajați. Mai puțin cu amante, mai puțin cu cumetrii, mai puțin cu din... Da, 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 mult mai puțin. Se tot vorbește, exact. Cine sunt aici? Cine are amante? Cine și-a introdus amante? Eu nu spre să, dumneavoastră sunteți spre să, dumneavoastră sunteți mai informați. Păi dumneavoastră ați vorbit despre amante, nu noi. Cine are? Cumetrii. Cumetrii. Din presă am văzut. Dar în ce ministere? Dar în ce ministere regăsim? Am fost discutate lucrurile astea în partid. Pentru că în presă, într-adevăr, s-a vorbit. Dar în partid a discutat. Da. Și care a fost concluzia? Foarte apăsat. Sunt amante, sunt cumetrii. Știți că... Foarte apăsat am spus-o. Știți că în presă s-a discutat... Păi și ce pot să fac eu? Că eu fac disponibilizări la mine, la primărie. Nu pot să fac eu disponibilizări la mine. Dacă s-a asumat... Și faceți? Sunteți în situația asta să faceți? La primărie? Da. Nu ascultați cu zi. Ok, mulțumesc. A existat și s-a vorbit în presă inclusiv despre multe amante, lucruri care s-au petrecut la hotelul dumneavoastră. Ia-o dacă tot vorbiți despre... Dacă tot vorbiți despre... Ceva? Cred că toți colegii mei au înțeles Dumnezeu. Și dumneavoastră ați înțeles întrebarea. Pentru Dumnezeu. Ce treabă eu? Păi dumneavoastră ați deschis acest vă subiect trimit, al amantelor. Vă trimit la legislație și la Constituție și la drept și la ceva principii de drept ca să înțelegem cum funcționează fie și un hotel. Pentru Dumnezeu, ce treabă am eu, ce se întâmplă acolo, mai ales că eu n-am nicio legătură nici cu managementul și cu nimic. Dar ați auzit despre, dar ați auzit despre. N-ați văzut, dar ați auzit. Nu! Ce? Haideți, haideți să ne menținem totuși serioși. Asta nu e o întrebare. Asta nu e o întrebare serioasă. Dumneavoastră ați deschis subiectul, nu noi. Cu hotel. Cineva trebuie să indice amantele ca ele să poată fi date. Cineva trebuie să indice acele amante ca să poată fi date afară. Dar în ce ministere regăsim acele amante? Haideți să o facem așa. Ați vorbit despre consider că este absolut necesar. Sunt două lucruri absolut necesare. Unu, să transparentizăm activitatea guvernului și administrației centrale în general și administrație în general. Și de când este cea mai lipsită de transparentă administrație publică din Europa. Este inadmisibil. Nu suntem Africa. Nu suntem Congo. Da? Scuze. Congo. Da? Și doi, să transparentizăm activitatea. Adică vreau să văd și eu câți angajați are Ministerul Cutare și care e fișa postului pentru fiecare dintre ei, fără nume și prenume. Și activitatea lor zilnică, ceea ce noi la Primăria Sector 3 tocmai aprobăm astăzi ședința de Consiliu, să transparentizăm inclusiv activitatea. Fiecare cu ce se ocupă. Vreau să văd și eu atunci prin ministere, prin agenții, prin guvern. Dar despre ce ministere vorbiți? De ce se ocupă fiecare? Nu spuneți clar. Toate ministerele.